Legea 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, legea 360/2005 privind statutul polițiștilor și legea 61 pentru sancționarea faptelor de încălcare a normelor de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice au fost modificate. Reprezentanții autorităților spun că nevoia acestor schimbări legislative reprezintă răspunsul instituțional la o realitate socială reflectată în creșterea numărului de agresiuni îndreptate împotriva personalului MAI. În legea 61 apare un nou articol unde se menționează că întrebuințarea în public de cuvinte, expresii, ori gesturi jignitoare sau obscene în mod nemijlocit la adresa unui organ de urmărire penală sau de ordine publică aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu o amendă. Se referă la dreptul poliției de a interzice temporar accesul sau prezentarea oricărei persoane în perimetrul locului săvârșirii unor infracțiuni sau altor fapte antisociale, dacă prin aceasta ar fi afectată desfășurarea normală a activității organelor abilitate. Prin proiectul de lege supus dezbaterii publice se stabilește și dreptul polițistului de a solicita oricărei persoane care face obiectul unor măsuri polițienești să renunțe temporar la mijloacele ce pot fi folosite pentru un atac armat, să țină mâinile la vedere și sau să adopte o poziție inofensivă care exclude săvârșirea unei acțiuni violente. Nu este vorba de constatarea unor fapte de natură penală și de cercetarea unor fapte penale altele decât cele constatate de jandarmi pe timpul îndeplinirii misiunilor specifice. Modificările legislative vin și în contextul atentatelor teroriste la nivel internațional. Deși țara noastră nu a fost ținta atacatorilor, este nevoie de o adaptare legislativă și în România. În plus, autoritățile se plâng că sunt agresate în teren. În acest an am avut 10 polițiști ultragiați în timpul executării atribuțiilor de serviciu. Și atunci este normală această înăsprire a legislației. La polul opus sunt și 10 de cazuri în care polițiștii au fost acuzați de abuz în serviciu. Nu sunt mai mult de 20 de asemenea situații, dar vreau să vă spun că acestea sunt în competența de soluționare a parchetului și acestea ca și infracțiune de ultraj, însă de cele mai multe ori sunt soluționate prin clasare pentru că sunt denunțuri neadevărate. Textul proiectului de lege este afișat și poate fi consultat pe pagina de internet a Ministerului Afacerilor Interne www.mai.gov.ro la secțiunea Transparență decizională. Proiectul de lege se află în dezbatere publică până în data de 22 noiembrie.